E vinovat, nu băgat. Ce vă nemulțumește cel mai mult? Ce nemulțumești? Să fii pediatra pe viață, asta vrem. Asta vrem. Pentru că a omorât-o nevinovată. Nu se mai înțelege absolut nimic, nimic aici, nimica. Pentru ce a omorât-o? Pentru ce i-a luat zâlele la copchii lui ăsta, la Petru și eu l-a luat. Ne-am săturat de atâta, de atâta. Mă duc la mormânt, plâng la mormânt, o scot din mormânt, ce să-i fac? Nu mai putem, nu mai putem să te terminate. Vinim tocmai din fundul Moldovei, vinim aici așa ca să plângem așa. Eu l-am fata și ne-a omorât-o cu cuțetele, o băgat-o în pământ, atâtea cuțetele, o băgat-o în trânsa. Și nu se face dreptate, până în timpul nu-i dreptate. Că să ne mai luptăm, cât, pentru ce? Să-i dea pentru pe viață, atâta vrem pe viață, vrem. De la cât ați plecat de acasă ca să veniți aici la Prociu? La 12, din, la 12 fără un sfert am avut trenul din Vaslui. La 7 am ajuns în Constanța. La, nici nu mai știm ce legături avem acum la plecare. Bani cheltuiți pe drumuri. Noi împrumutăm să venim aici așa, că pentru și pentru dreptatea la fata asta, când i-a băgat-o în pământ un copil, nu-i vinovat. Nu a fost vinovat copilul ăsta nimic. O amăgit-o. O vrut să o dea la produs, o vrut să facă ceva cu ea, să iei bani. Nu a reușit, i-a făcut capătul. Nu reușe, că nu văzut că bagajul e făcut, gata, hai să-i bacuță într-un sens sau omor. Pentru ce nu se face dreptate? Vrem dreptate. Atât. O să intrați în sală, să o vedeți pe Loredana? Da, sigur. Vreau să o vedem. Șpie. Să o văd cum reacționează, că ei nu are nici... Ei nu-i pasă, ei râde, ei glumește, ei crede că... Scapă. Ei știe că va scăpa vreodată. Va scăpa. Dar nu știu cine va aștepta în afară. Va aștepta o mulți în afară. Multă lume o așteaptă în afară. Să zic că mi-e de Buda Prostic este închisă. Că dacă era afară, era vai de ea. Să zic că Buda Prostic este închisă la ură. Nu-i pare, Doamne, rău, nu-i pare rău. Deci nu-i pare rău. Înțelegeți că ei nu-i pare rău. N-ați văzut câte declarații are. Dar cu familia ei ați vorbit cu mama? Noi nu avem ce vorbi cu ei. Nu vreau să vorbesc cu ei. Nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc. Mama ei nu i-a dat educație. Ce fata asta a fost în Gurică și eu i-a crescut în Gurică și șase copii. Sunt Gurică, fără bărbat, fără nimica. Dar au avut o educație extraordinară copiii ăștia. Nu s-a certat, nu s-au plâns, nu nimica. S-au iubit unul pe altul. Fata ei o stat la mine în plasament, dar nu a fost o fată de exemplu. La timp acasă, învăța bine. Nu ne-au greșit odată. Vă dați seama că odată și copiii au avut fata asta și bună învățătură. Să vorbească. Da, o lăs. Ați mai visat-o, doamnă? Am visat-o, da. Ce ați visat? Am visat că m-a luat la bâță. M-a luat în bâță. Ce ați visat?